Pe fondul legii sănătății au început protestele atât în țară cât și în Pitești. Fostul senator Mircea Cinteza a venit să explice ce presupune acest act normativ și care ar fi fost modificările aduse. Sistemul SMURD este complementar cu ambulanța. Privatizarea de aici ar fi însemnat să vină ambulanțe private care să se alăture celorlalte ambulanțe. Niciun fel de atingere a SMURD-ului, care ar fi continuat să funcționeze ca și până acum. Nimeni n-ar fi trebuit să plătească niciun leu. Aceste ambulanțe private își luau banii din același fond pentru urgențe public, nu de la cetățeni, care nu trebuiau să plătească nimic. Competiția nu era decât una de conjunctură, pentru că dispecerul trimitea acolo mașina cea mai apropiată, indiferent dacă era publică sau privată. În schimb, în sistemul de ambulanțe există 40% lipsă de mașini și de personal și acestea ar fi venit pe fondul acestor lipsuri. Cinteză consideră că neînțelegerile aduse de legea sănătății au fost cauzate de lipsa de comunicare. Ministrul, printre primele lucruri pe care le-a spus, este că vrea să continue discuțiile. V-am dat câteva exemple pe care le-a avut deja cu asociațiile de bolnavi și cu reprezentanții oamenilor bolnavi, ceea ce e absolut justificat. Postul senator a mai punctat faptul că nu violența și protestele sunt soluția, ci o mai bună transparență și comunicare.